Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Ungaria. Pentru că avem meci cu Naționala Ungariei, la care Lexa este selecționer. Așa că, haideți să cunoaștem și noi pentru prima oară cu adevărat această Națională a Ungariei, să-i facem frumos cea mai bună formulă. Pentru că urmează două meciuri amicale foarte, foarte tari. Și de aici putem să și luăm niște jucători care să ne ajute la echipă, poate pe viitor. Da. Bun. Haideți să vedem squad hub-ul direct. 26 de jucători cu Gulaci, Dibuz, Sapanos, așa nu l-am văzut că n-are față, în fine. Styles, acest Callum Styles care joacă în League One, din câte mi-aduc aminte eu, nu mai știu la ce echipă, dar în fine, Callum Styles este ungur. Bun. Cherchez, Milos Cherchez, Orban, ca fundaș central, 32 de ani, Lang, 32 de ani și el, 29 de ani pentru Kecikeș, Salai, Otila Salai, 79 over, 27 de ani, nu știm prea multe despre ei, avem și playstyle-uri afișate aici, dar mare lucru nu ne spune. Ba da, ne spune înălțimea, ia sunt curios de înălțime, 5-6, 5-9, 6-1, ok, 6-1, vedeți, peste 191 de LBS-uri pentru Orban, 182 pentru Lang, Kecikeș e înalt, da, mă rog, așa, Salai, 182 și 6-4 înălțime, are foarte multe playstyle-uri, Balog, mai slăbuț, dar are playstyle-uri și el, avem multe de văzut la echipa asta, bun, Nego, pe partea dreaptă, 34 de ani, nu știm ce pace are, ba da, 77 încă, bun, Botka, 69 over, pace de 71, deci e mai lent. Noghi, Schaffer, Andra Schaffer, care pare a fi un mijlocaș foarte, foarte interesant. Kalmar, și el un mijlocaș ofensiv. Kleinsheiler, ăsta e austro-ungar, Laszlo, așa. Szoboszlai, Dominic Szoboszlai, cred că îl știe toată lumea. Ia ce playstyle lui are Szoboszlai. Wow. Da, niște chestii de astea așa mișto. Da. Ok. Dardai, Gazdag. Foarte mulți mijlocași ofensivi, dar vedem noi cum jucăm. Salai, Roland Salai, care are și el un playstyle și 74 pace. Simon ăsta este un jucător tânăr inventat de joc. 71 overall. Mijlocaș dreapta, wow. Pace 80. Lucy nu mai mânca perdeaua, tati. Da. 5-7 înălțime, are și două playstyle-uri. Ia să vedem mai multe despre el. Agilitate foarte bună, accelerație bună, unde este sprint speed-ul? Aha, 80, jumping 63, balance 85, stamina 73, nu prea e puternic. Bun, hai să vedem dacă are viziune, da, are reacții. Nu știm dacă are crossing și curve doar 55. Ok, numai puțin să-mi alung mâncăciosul de perdele de la perdea, că nu se poate așa ceva. Mănâncă perdele. Un pisoi care mănâncă perdele și acum ceva la un mare jet de apă în ochi. Bun, un puf din ăla ca să fugă. Așa, mergem mai departe. La Saloi, sau cum s-o pronunța Daniel, Saloi, cred. Haideți să vedem, are playstyle-uri ca lumea și să
îi vedem statusul, jucător de rotație, ne spune și ce fel de oameni sunt cei pe care îi vedem. Ia, sunt curios dacă e la crucial Szoboszlai. Este, da. Bun, Saloi, Ciobot, Varga, Vorgo, Varga, de fapt că n-are accente, și Martin Adam, atacant de 30 de ani. Deci Varga și Martin Adam. Ok, haide să facem o formulă mișto la această națională, să vedem cum putem noi să folosim cei mai buni jucători pe cele mai bune posturi. În primul rând, Noi are 72 CDM, ăsta e CAM, aici văd un 5-2-3, care pe mine nu mă încântă foarte mult. Bun, ce mai avem pe aici? Avem pe Kerchez, care poate să joace clar în locul lui Styles. În partea dreaptă, ia să vedem. Atât avem. Ok, în partea dreaptă rămâne Nego, Orban, Lang și Kecikeș. Ia să vedem, în locul lui Kecikeș avem Szalai, 79 over, 375. În locul lui Lang mai este Kecikeș sau Balog. Ok, va rămâne Lang, să zicem, momentan, dar nu știu dacă vom juca în felul ăsta, în formula asta. O să bag cei mai buni ca over, pentru că, na, te ajută și over-ul. Nu poți să negi. Iată, Schaffer, Gazdak, Szoboszlai. Eu zic că un 4-3-3 ar fi mult mai ok pentru... Ia, 4-2-3-1. 4-2-3-1 și așa wide. 4-2. Nu, 4-4-1-1. Hai să încercăm pe asta. Totuși, 4-4-1-1. Și să vedem, Szalai acum este trecut ca mijlocaș central și poate fundașul să joace mijlocaș central dacă Szoboszlai este pe poziția sa, Adam este pe poziția sa, Szalai și Simon. Bun, în locul lui Simon ce avem? Avem Szalai, care este jucător de picior drept și el, dar are 400 de weak foot. Ia să vedem un, o centrare vreau să văd. Attack in position clar este mai bun, Szalai. Crossing 71 cu 68 și la Curve 55 cu 69. Clar va juca Szalai. Bun. Deși dacă Dardai este bun pe așa ceva, iată, e bun și Dardai. Și cred că ar mai putea fi Calum. Nu, nu este Calum. Gazdak nu prea știe să centreze. Kalmar are crossing bun, are centrare bună, are pasă bună, tehnică, dar un pace slăbuț. Ciobot, ia să vedem despre Ciobot. Foarte bun la centrări, foarte bun la curve. Pace-ul 89. Da, da, jucător de picior drept și el. Cam asta mi este mie problema. Bun, Schaffer. În primul rând, Schaffer va intra în locul lui Lang. Bun. Și în locul lui Nog, vom încerca să băgăm pe altcineva. Pe Gazdak, avem nevoie și de apărare. Avem nevoie și de apărare și ne trebuie un bun pe apărare care să ne facă faza defensivă, așa că am eu impresia că va rămâne Nog. Va rămâne Nog, pentru că nu avem mare lucru. Da, și îl facem mijlocaș defensiv. Și în caz de ceva, va juca Szalai mijlocaș defensiv. Bun, hai să-l punem pe ăsta mijlocaș defensiv. Îl dăm până la roșu și după aceea pac. Nu se poate, n-ai mă, n-ai cum. Da, nu, nu o să folosesc formula asta, o folosesc pe aia cu 4-2-3-1, dar wide.
ca să pot să mi-l mut pe mijlocașul central, să-l pun pe șcafer mijlocaș central, că altfel n-ai cum să-i muți, nu înțeleg de ce. E stricat jocul ăsta în halul în care este. Bun, deși ar merge 4-1, 2-3 ca să fie în ochi în centru, în fața apărării, dar vedem, vedem. Hai să-i dăm un meci așa și după aceea. Deci Cherchez, bun, Salai, Orban, Nego, Gulaci, Șcafer, Noghi, Saloi, Salai, Savoslai și în locul lui Adam o să-l băgăm pe Varga, cel mai probabil, pentru că are un pace mai bun Varga, clar, în opinia mea. Bun, și acum să facem și echipa de rezerve. Kecheș, clar, fundaș central, o facem în stilul meu. Ăsta, fundaș lateral. Am nevoie de mijlocaș central defensiv. Nu prea am. Lang, iată și Lang, dar e... Ok, îl avem și pe Botka. Bun. Mijlocaș lateral. În locul lui Lang va fi ăsta. Bun. Dar dai, ia să vedem cum stă pe defending. 43. Ok. Ăsta pe defending 54. Va juca Gazdag. Și dacă e ceva, da. Intervine Gazdag. Kleinstein 60 defending și mai și. Da, interesant. Zapanos și cam asta e. Nu o să poată să joace toți, n-avem cum. Așa că vom juca cu Adam aici. Tibuz, nu putem să jucăm fără portar, deși... Na, parcă aș mai băga un defensiv pe echipă. Și acela ar fi Lang, chiar dacă are un pace mic, totuși. Că dacă e ceva, joc cu Sala aici, în locul lui Noghi. Și pe urmă bag pe Lang, pe fund sau pe Kecheș. Da, trebuie să fim atenți la toate astea. Jucăm fără portar ca să fie bine. Știu, avem 4 fundași și restul 2 mijlocași, dar sunt sigur că ne vom descurca. Nu le dăm instrucțiuni, pur și simplu consider că putem să ne distrăm cu cei de la Țara Galilor. Așa. Bun. Davis în poartă, Cabango, Memphah, Williams, Norrington Davis, Fox, Ampadu, Evans, Woodburn, Roberts și Bradshaw. Acesta este primeciul. Bun. Și cred că este cazul să începem și sunt curios cum ne vom descurca ca selecționer la Naționala Ungariei. Da. Haideți să vedem. Un stadion frumos la care aspirăm și noi, bineînțeles. Dar vreau să-l schimbăm în Premier League, să ne luăm un stadion frumos în Premier League. În Championship va rămâne același, că nu schimbă nicio echipă stadionul așa de pe azi pe mâine. Bun, avem chiloții albi fiecare dintre echipe, dar jambierele sunt diferite, ceea ce e bine. Iată-l pe Ampadu și toți ceilalți pe care nu-i cunosc, că nu mă uit la fotbalul mare. Iată și echipa noastră, naționala noastră. Sala e acolo, arătat în insistent. Acela cred că era Orban.
5-2-2-1 joacă, iată. Frumoasă prezentare. Noi n-am ajuns, eu n-am ajuns să joc până acum la nivel înalt ca să văd prezentările astea. Bine, sunt al doilea sezon cu Alsal. Și eu sunt genul ăsta de om care o ia de jos, nu prea știe cum e pus sus prin Premier League, prin Championship, Champions League, chestiile astea. Dar vom ajunge acolo cu Alsal, asta este foarte, foarte important. Cei care au urmărit cariera, știți despre ce vorbim. Cei care sunt acum pentru prima oară pe aici, avem o carieră cu Alsal, deja promovăm a doua oară la rând. Nu e ușor, dar facem treaba așa cum trebuie și cum ar trebui să fie. Și vom ajunge sus, vom cunoaște și noi culmile înalte ale fotbalului cu Alsal din Liga a 4-a, e ceva, zic eu. Acum fiecare gândește în felul său. Bun! Frumoasă prezentare, iată-l pe Gulaci, în poartă. Da, nu știu ce zice aici. Ceva de playstyle-uri, de toate cele, nu înțeleg de ce mi-arată. Lasă-mă să continui și avem lovitura de start. Prin Varga, acum Sabozla. Pentru Salai, acesta întoarce serviciul. Acum Noghi, să vedem. Noghi încearcă să îl pună în valoare pe Saloi, dar acesta întoarce mingea la Cherchez. Salai către Saboslai. Schaffer, să vedem ce face Schaffer. Ar trebui să fie creator de joc. Pierde mingea foarte ușor și nici nu se duce să recupereze. Bradshaw acum încearcă o pasă către Williams. Schaffer se ține pentru a recupera greșeala după Williams. Acesta îl întoarce și să vedem. Schaffer nu reușește să intervină. Primul șut pe poarta lui Gulaci. Unde a ajuns Williams din partea dreaptă a Benzii? Primul corner din acest meci îl au cei de la Țara Galilor. Îl au galezii și mi-a schimbat jucătorul când nu trebuia, un reflex extraordinar al lui Gulaci. Apără lovitura de cap a lui Roberts. Da, nu uităm că este un meci amical, nu ne impacientăm. Ce ai făcut, mă? Ai lăsat mingea acolo? Da, mă rog. Gulaci către Orban. Acum Nego, care pare destul de blond pentru un ungur. Bun. Nego a plecat în atac. Nego este urmărit de Cavango. A venit în sfârșit cu echipierul lui Salai în partea dreaptă. Schaffer acum îi dă mingea lui Saboslai, care șutează cu stângul. Gol! Ungaria! Da. Interesant. Nu mă așteptam. Sunt foarte ușor de controlat jucătorii buni. Este incredibil. Eu jucând cu Iato și pe Alice Allison, așa am botezat-o, după ce am uitat să-i punem numele. Numele ei a rămas A.A. Manager, da. Bun, să vedem. Woodburn a respins până la Schaffer. Acesta încearcă un joc cu Salai. Acum mingea ajunge la Noghi, care îl găsește pe coechipierul său Cherchez. Se pasează cu Saloi în partea stângă. Noghi, să vedem. Îl găsește foarte bine pe Saloi, dar Saloi se împiedică, îl ia pe sus Williams și efectiv pornește din nou în contraatac. Îi pasează lui Ampadu. Vine Saloi să-și recupereze și el greșeala, dar lent. Woodburn pleacă în partea dreaptă pe partea lui Nego, care nu reușește să îi intercepteze acest balon. Și iată cum mi se dă jucătorul deoparte.
Orban s-a dat la o parte din fața acestui jucător. Eu încercam să schimb jucătorul, să mi-l dea pe Orban și Orban plecase ca să dea ăsta gol. Interesantă chestie din partea FIFA. Aici mi s-a retras Orban ca să... Cred că Orban a fost. Da. În fine, în rest nimeni n-a putut să-i facă nimic acestui jucător. Ok. Da. Savos la acum. Noghi. Să vedem unde putem ajunge. Salai, Saloi, pardon. Nu poate să treacă de Williams din câte observ eu. Nu prea poate. Este lent și a pierdut deja mingea și iar același fault al lui Williams. Efectiv nu poți să-i faci nimic lui Williams ăsta. Am încercat și eu să-l faultez și o să fie galben, bineînțeles. Nego cu Woodburn aici. Woodburn centrează și Salah pasează până la Norrington Davis. Woodburn. Evans pasează către Ampadu. Față în față cu Salah. Ampadu nu vrea să intervină. Salah nu vrea să intervină la Ampadu. Ampadu șutează, iar Gulaci respinge în corner. Iată Saloi îngălbenit în minutul 37. Când faultează Williams nu e nimic, când faultăm noi e galben, să știți. Să nu ziceți că nu v-am spus. Da, Evans se pregătește acum să bată acest corner. Să vedem. Până la Schaffer, care respinge până la 16 metri. Szoboszlai îl urmărește pe Cavango, dar nu reușește să păstreze balonul. Mingea ajunge la Evans și Szoboszlai acum bagă o alunecare. Încearcă să mai dea o dată, să facă ceva, dar foarte, foarte greu. Saloi îl are pe Williams din nou în față. Nu se trece pe acolo, pe partea lui Williams. Szoboszlai pentru Schaffer. Să vedem, Schaffer încearcă să-i dea mingea lui Vorgo Varga, care nu, n-are, iar faul. Interesant. Se controlau, Szoboszlai a fost foarte ușor de controlat. Cred că vom fi îngălbeniți a doua oară? Nu. Kerkez repune pentru Salai. Deci Salai s-a dat la o parte, nu Orban. Slab jucător Salai. Nu știu pace-ul, nu-i cunosc, asta este. Iată, Spania 1-0 cu Noua Zeelandă, Republica Cehă cu România 1-0, Belgia 1-0 cu Germania, Danemarca 1-0 cu Maroc, Italia 1-0 cu Anglia, Islanda conduce pe Olanda cu 1-0, Irlanda de Nord 1-1 cu Finlanda, Norvegia 0-0 cu Suedia, Irlanda 0-0 cu Ghana, Argentina 1-0 cu Ucraina, Polonia 1-1 cu Statele Unite, Portugalia 0-0 cu Franța și Qatar 1-2 cu Mexic. Bun, astea scorurile, haide să vedem o performanță a jucătorilor noștri. Varga 4,9, într-adevăr, abia îl vezi. Szoboszlai 7,2 cu gol. Saloi, nu sunt cine știe ce jucători, am și eu pretenții, păi sunt ca echipa mea aproape, dacă ne uităm, în afară de Szoboszlai și Schaffer, cel mai probabil. În fine, Gulaci, Orban și Salai, cred, da, în fine. Note slabe, Saloi 4,6, Schaffer 7,1 cu assist, Salai 5,6, Noghi, Adam Noghi 5,7, Kerkez, nu prea l-am văzut, nu prea mișcă, da. 78 over, Salai, Otila Salai 79, Willy Orban 83, pardon, ce naiba, eu zic overul, 5,2, în fine, vedeți notele, da, 5,3, 5,3 și pentru Loic Nego și Gulaci 5,1, ok, consider că, haideți să vedem și echipa adversă, sunt curios, ce echipă au cei de la Țara Galilor. Tom Bradshaw 71 over,
69 pentru Woodburn, Roberts 71, 68 Lee Evans, 77 Ampadu, Norrington Davis 71, Cavango 73, Fox 68, 73 pentru Mepham, Williams 77 și Davis 70. Da, o echipă net superioară, Walsall lui, într-adevăr, dar, mă rog, e Ungaria, nu e Franța, nu e cine știe ce, nu e. Adică avem câțiva jucători străluciți, dar nu e cine știe ce. Woodburn acum față în față cu Nego, care se împiedică și nu mai continuă alergarea. În schimb, Woodburn a continuat-o. Sala e acum stop pe piept și degajează până la Szoboszlai, care respinge și el cu capul. Bradshaw îl găsește pe Ampadu. Acum Roberts pe partea lui Cherchez, puțin mai greu, se pare. Orban, lent, pasează pentru Schäfer, care, să vedem, îi lasă mingea până la urmă lui Szalai. Lent Szalai, foarte lent, l-a ajuns Evans din urmă. Acum mingea ajunge la Szoboszlai, care încearcă să-i paseze lui colegului său, în orice caz, Nogi. Dar Nogi n-a fost pe poziție. Acum Szalai încearcă să paseze undeva, dar panică mare de tot în echipă, nu-ți pasează unde dorești. Da. Și trebuie să-l schimbăm pe Szalai ca nu cumva să luăm roșu, pentru că e periculos. Iată, nu mă ating de minge, nu reușesc să mă ating de minge, absolut deloc. Șut, dar reține Gulaci. Să vedem. Tare până la Varga, care n-are cine știe ce viteză. Acum Szalai lasă pentru Szalai. Szoboszlai, pardon, lasă pentru Szalai. Nu avem plasament. Mi se pare că suntem efectiv fără plasament. Da, pasele sunt proaste, chiar și cele în avans. Mingea ajunge la Szoboszlai, care încearcă un șut. Și acum Varga, preia pe piept, dar nu-l învinge pe Davis. Minutul 69, iată schimbări și în echipa galezilor și vor urma și în echipa noastră. Automat mergem la team management și primul lucru este să-l scoatem pe Szalai din echipă, ca nu cumva să fim luați prin surprindere. Și îl băgăm pe Simon, să vedem ce poate Simon. În locul lui Varga ar trebui să intre Adam, pentru că nu mi-a plăcut, nu prea l-am văzut. Și în acest moment cred că este cazul să trecem la o formulă mai ofensivă. Să vedem ce găsim aici. Poate cumva reușim să batem. Da, vreau să caut ceva ce pot să fac, dar nu prea reușesc. Hai să încercăm pe asta și facem așa. Nogi rămâne acolo, Szoboszlai se duce mijlocaș ofensiv, bineînțeles, dă cu piciorul drept, ok. Schäfer, dacă i-ar lua locul lui Nogi, nu merge. Și să fie mai avansat Simon cu Szalai, da, că altfel nu văd nicio soluție. Da, momentan atât. N-am schimbat foarte mult. Bun. Corner. Până la Cherchez, dar incredibil Davis. Și acum n-a mai reușit același Cherchez să mai intercepteze. Băi, de ce dorm pe tine? Schäfer. Da, și acum Cherchez trebuie să recupereze în fața lui Williams, care îi pasează lui Ampadu. Ampadu, urmărit de Nogi, acum îi pasează lui Evans. Trece Evans foarte ușor cu o pasă către Roberts de Orban, care și acum stă și se uită foarte, foarte mult. Iar Gulaci încearcă încă o dată să păstreze
acest rezultat de egalitate. Bun, nu facem schimbări la corner. Nego se duce acolo să preseze această lovitură de colț care se bate scurt și Nego intră în prim plan, dar până la primul adversar din care un loc să degajeze tare. Nu prea reacționează jucătorii, vă spun sincer, mie nu... Am padul ăsta, zici, care mingea legată de picior. Și se vede. William, să vedem. Preferă să-i dea lui Wilson ampadul pe... Mă rog, vreau să zic pe spațiul porții, dar nu este pe spațiul porții. Ceea ce mă bucură. Minutul 80 și cred că este cazul să facem o analiză a echipei, să scoatem cei mai puțin performanți oameni de pe teren. Simon nimic, Adam nimic, Varga praf, Salai 6,1, Szoboszlai 7,8, Saloi a ieșit, Schaffer 7, Nogi 6, Kerkez 6,4, Salai 6,1, Orban 6,4, Nego 6 și Gulagi 6,5. Cred că Nogi și Nego ar trebui scoși în primă fază, după care vom vedea, dar mult nu mai este până la finalul meciului. Oricum am schimbat deja un pic. Nego intră, Botka, Nogi intră, Lang, nu, are minus 8. De ce mi-l dai pe ăsta și pe ăsta când poate să joace Callum Styles aici? Bun. Da. Din păcate mă văd nevoit să-l scot și pe Schaffer, care a dat faza golului, și să-l bag și mai ofensiv. Să jucăm așa. Da. Și Salai merită schimbat. Orban rămâne acolo pentru că oricum nu mai avem mare lucru. E Lang acolo care e lent și mi-e frică rău de tot cu Lang. Mai facem și noi 4 schimbări. Iată-l pe Callum. Callum... Bun. Adam către Salai. Salai n-are control deloc. Nu are control deloc. Nu e, nu. Jucătorul ăsta e praf. Și iată cât de ușor este depășit Kerkez. Bine că iese Gulagi bine. Și degajează până la 60 de metri unde se află Adam, dar... Foul pentru noi, cred. Bun. Pasăm scurt. Catch pentru Orban, care urcă și el în atac. Orban îi pasează lui Salai, care mi s-a părut praf. Vine cineva în careu. Vine cineva, dar degeaba că mingea parcă e lipită de jucătorii ăștia. Shoot, Gazdac. Ai, mă, pe lângă poartă, mă. Da, par chinez tu așa, după privire. Gazdag nu reușește să bage mingea în poartă. Din păcate, cred că se termină 1-1 acest amical, dar e o experiență interesantă. Aia, dacă suntem, nu cred că se termină 1-1. Wilson față în față cu toată lumea. Da, bun. Am scos mingea de acolo, am scos. S-a terminat meciul. 1-1, rezultat final în meciul amical dintre Galezi și Ungaria. Bun, să vedem. Avem ceva de zis? N-avem nimic. Spania 3-1, Republica Cehă 1-0 cu România. Suntem bătuți și la FIFA, așa. Bine, să nu vorbim prostii. Suntem neînvinși în grupa din care ne-am calificat în Europa la Euro. Așa că bravo băieților, bravo lor. Și iată o supărare aici. Da, ce standings?
Ia, sunt curios. Există standings? O fi UEFA Nations League ăla sau ce? Nu mi-arată nimic. A, mi-arată standings-ul meu. Ok? A, apropo, ia să vedem. Pe ce loc suntem? Ne interesăm și de echipa noastră, nu? Doar nu uităm tot acum că suntem la național. Pe locul 1, dar avem un meci în minus și doar 2 puncte distanță între noi și locul 2, derby. Da. Am impresia că suntem asigurați de locul 2, dar de locul 1 nu știu și mi-aș dori locul 1. Advance. Iată, o să avem cu Finlanda acum. Da, interesant, dar asta într-un episod viitor. Vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați dacă v-a plăcut să băgați un like, un comentariu, un share, bla 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 pe acolo. Hai, mersi, pa, pa!